Stă scris la lege și la mărturie. În cartea Proverbele, capitolul 23, versetul 26, stă scris: Fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Alături de Jonathan Edwards. Unul dintre cei mai cunoscuți predicatori din perioada primei deșteptări religioase din Sua, sfârșitul secolului al XVIII-lea, a fost George Whitefield, 1714-1770. Devotamentul în slujire și predicare al acestuia a motivat mulțimi de oameni să participe la adunările religioase și să accepte. Nevoia de schimbare. George Whitefield a rămas fără tată la vârsta de doi ani, dar mama a reușit să facă față solicitărilor celor șapte copii ai ei. La vârsta de 15 ani, George a renunțat la școală pentru a-și ajuta familia, iar la 18 ani s-a dedicat studiului Sfintelor Scripturi. Interesul său față de această carte a crescut atât de mult încât la doar 21 de ani a devenit un fel de Ioan Gură de Aur al predicării Sfintelor Scripturi. Cu toate că ținea nouă predici pe săptămână, interesul oamenilor pentru predicile sale era atât de mare încât îl ascultau cu miile. La vârsta de 23 de ani, a considerat că Dumnezeu îl trimite în America pentru a lua parte la marea redeșteptare spirituală din coloniile americane. Cu toate că slujirea lui în America s-a desfășurat pe o perioadă de numai 5 luni, la întoarcerea în țara natală a constatat că a rămas fără biserică în care să predice, așa că a început să predice în aer liber. Dumnezeu l-a înzestrat pe acest propovăduitor cu o voce impresionant de puternică, astfel încât putea vorbi și în fața unui public de 20 sau chiar 30 de mii de ascultători. Faima tânărului predicator a crescut atât de mult încât chiar și deistul Benjamin Franklin i-a devenit prieten și a ascultat cuvântările. În loc de concluzie, voi reda una dintre zicerile lui Whitefield. Citez. Îmi dau seama că toate îngrijorările sunt alimentate de propriile mele alegeri. De aceea îmi doresc să vreau doar voia lui Dumnezeu. roagă lui Dumnezeu să dea un spirit misionar bisericii din care faci parte. Apoi, gândește-te să faci un cadou, o Biblie, unui copil sau unui tânăr neadventist, cu posibilități financiare reduse.